Și acum urmează să-l tragem peste... Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog marca hashtag ProCoding. Noi facem mașini, le reparăm, le modificăm și mai mult de atâta le facem să și meargă. Avem în vlogul de astăzi un BMW X5 E70 facelift la care avem un motor N57, la fel ca și N47, doar cu două pistoane în plus, dar tot la fel cu distribuția în spate. Mai multe probleme avem la această mașină, să zicem așa, probleme între ghilimele. Mașina a suferit o schimbare de distribuție mai acum vreo 80.000 de kilometri, dar are pierderi masive de ulei în spate. Lucru care duce la nefuncționarea corectă a motorului, pentru că știți și voi, în 57, dacă nu are presiune de ulei sau dacă nu are uleiul la nivel, riscă să învârtă cuzineții. Ce vom face noi? Noi vom scoate motorul afară, îl vom pune în macara și vom vedea exact de unde încep problemele, de ce curge ulei din el, vom vedea starea distribuției la mașină și multe altele pe care nu le putem vedea cu motorul pe mașină. Sper să vă placă și vlogul de astăzi, să fiți cu noi, să ne dați like, share, subscribe și coment, multe like-uri dacă vă place videoul de astăzi. Nu uitați, Alex Nuță Jos ProCoding pe Instagram și nu în ultimul rând, aveți reducere din partea mea pe Car Vertical 10% dacă doriți să faceți un raport la o mașină pe care doriți să o cumpărați. Veți avea toate detaliile despre Car Vertical în comentarii pinuit sau în descrierea de la acest video. Dați cu noi, big up! Pericule, îi pune soft, arăbesc la X5-ul ăsta. Da, după ce îl facem pe genunchi. După ce îl facem pe genunchi, auzi, îi pune soft. Îl facem pe genunchi, ca să fie bun. Și după aia punem și soft. Ratatatata! Hai, lasă ușor. Cum ți-am spus și la cealaltă, când ne apucăm, după ce dăm plasticăraiele jos, plusul general de la compartimentul motor trebuie luat. Pentru a preveni scurt circuitul de dedesubt, pe la alternator, electromotor. Care mai avem foarte puțin să scoatem motorul. Când zic foarte puțin, mai avem aproximativ 2 șuruburi de desfăcut, probabil 3 de pic dacă n-am uitat ceva, dar nu cred că este posibil la noi. Trebuie să dăm capota jos, pentru că la X5-X6, varianta E70-71, trebuie dată capota jos pentru a scoate motorul afară. După care scoatem motorul afară și în prim plan o să vedeți și voi exact de ce curge ulei din el și cam cât de mult ulei a curs, pentru că nu puteți să vă dați seama de sus, doar de dedesubt, exact ceea ce s-a întâmplat la motor. Stați cu noi să vedeți cum punem macaraua, cum dăm capota jos și ceea ce se întâmplă și big up.
Hei, ne-am apucat să desfacem motorul, să-l dezasamblăm exact acel DE60 pe care l-ați văzut pe vlogul trecut. Dăm toată instalația electrică în jos, o tragem într-o parte și mă apuc să dau injectoare, tot ce ține de parte de injecție, rampă și așa mai departe. După care dau capacul la colutor jos, capacul din spate de la distribuție, baia de ulei, ca să vedem starea distribuției, să vedem exact de unde curge ulei din motorul ăsta, pentru că după cum vedeți voi, este plin de ulei, deci nu se știe exact de unde vine. Și atunci trebuie dat tot jos, demontat, curățat chimic și montat la loc. Dar hai să-l desfacem ca să putem vedea exact de unde curge uleiul. Legal. Salutare și bine v-am găsit din nou, că ați avut un pic de cinematic. Vreau să vă arăt ceva, ceva foarte important. Dacă vă aduceți aminte la N47-le dinainte la care am schimbat distribuția, ați văzut că noi am pus Loctite pe șuruburile de la patinele din chiuloasă. Ei, surpriză mare, la motorul acesta se pare că cineva a mai lucrat exact cum v-am spus înainte să-l dau jos și ia uitați ce am găsit aici. Hai să vedeți. Alex, uite, apropie și filmează la băieți. Am găsit aici nimic mai mult decât silicon. Un silicon alb, un fel de silicon sanitar ceva. Ia uitați ce fain se curăță. Ceea ce înseamnă că a fost făcut la mișto. După care avem ce avem, silicon la fiecare garnitură să fie înlocuită, s-a montat siliconul. Foarte murdar și nu vedeți poate prea bine pe cameră, dar cu ochiul liber se vede cum este întins peste tot. La întinzător avem urme de ulei, am avut la capacul de culbutori urme de ulei din cauza că mașina se încălzește foarte tare aici și mi se pare că capacul este fisurat, dar o să studiez eu mai bine treaba asta. După care avem ulei în partea de jos, de la baia de ulei înspre capacul de la distribuție. Deci în partea cu distribuția, mașina este plină de ulei, toată partea asta de jos. Ce o să fac eu acum? M-am uitat un pic la distribuție. O să vreau să trag mașina la semn ca să o blochez, o să vreau să dau volanta jos, o să vreau să dau capacul de la distribuție jos, după care cel mai probabil o să punem o distribuție nouă. Astea fiind spuse, eu sunt Alex, a.k.a. hashtag GoCoding și vreau să stați cu noi să facem și mașina asta bigă! Ați văzut că am desfăcut și motorul, l-am pregătit de demontare, am desfăcut șuruburile de la baia de ulei pentru a o da jos. Acum colegul meu Radu mă ajută să ținem împreună de baie, el a dat și grupul jos de pe baia de ulei care era în partea asta și a desfăcut șuruburile și acum împreună cu Radu o să dăm baia de ulei jos. Este o muncă de două persoane pentru că trebuie ținut cineva să tragă de ea și după cum vedem și pe baia de ulei avem silicon. După care la mașina asta o să schimbăm și pompa de ulei care va veni pe original. O să dau jos ca să am mai mult loc, mai mult acces. O să schimbăm pompa de ulei pentru că este o pompă veche de ulei deja și știți că este vitală la N57, este mai vitală decât la N47 pompa de ulei. O să schimbăm pompa de ulei, o să înlocuim distribuția, dar voi o să fiți cu noi și o să ne urmăriți exact cum lucrăm și ce o să facem. Stay tuned! Perfect. Intra pe semnul, știi?
Da. După cum ați văzut și în video, mașina era fugită foarte mult de la semn, ceea ce înseamnă că lanțurile de distribuție erau foarte întinse. Sus dădea la semn, iar jos avea o distanță de minim 3 grade diferență. Ați văzut exact cât a fost diferența. L-am tras din mână și s-a pus, de-abia acum ar fi la semn, iar asta înseamnă că lanțurile acum stau destul de lărguțe. O să vedeți exact cum o desfacem, cum schimbăm distribuția ca și la N47 și exact ce îi punem. Capacul, butor nou, toate garniturile noi, distribuție nouă, pompă de ulei nouă și așa mai departe, așa că stați cu noi și biga. Aici, după cum puteți vedea, e plin de șobolan și de șerpi. Nu-i rău, puteau să fie și bivol, tasmanieni din aia urâți. Ioc, ce se întâmplă când nu schimb garnitura la timp? Unde se duce tot ăsta? Hai să vedem dacă știți unde se duce, tot pompa de ulei. Exact. Și cum se pune asta în sorb? Uite așa. Se bagă în pompa de ulei și nu mai face presiune de ulei și costă 5.000 de euro după gherla. Asta înseamnă să lucrați cu piese remanufacturate, adică să puneți aceeași garnitură, dar cu silicon. Înțelegeți? Puteți vedea, acum desfacem și șurubul de la pompa de ulei. L-am desfăcut. Este cu filet pe invers și se strânge contrar a celor de pe ceasor. L-am desfăcut și șurubul ăsta se va înlocui. Mâine dimineață mi-ajung toate piesele, între timp o să dau pompa de ulei jos, adică o voi da pompa de ulei jos acum și o să mă și uit să văd dacă este ceva urmă de mizerie în sorb. O să dau pompa de ulei jos și cam asta este toată distracția. Așa că stați cu noi și biga! Depresată șurubul la pompă, deja mi l-am depresat și acum mă ocup să dau distribuția jos, la fel cum ați văzut la nu ăla, numai că de data asta așa vine ales. Și acum mă apuc să desfac distribuția în sine. Deci dau jos, cum ați văzut și pe video cu N47, mă apuc să dau drumul la distribuție, stați cu noi să vedeți exact cum îi dăm drumul rapid, să facem impecabil. Acum desigilăm și pompa de ulei, bineînțeles pe original, și hai să vedem cum a venit. Se pare că a venit cu pinion și cu șurub. A venit kitul complet de pompă de ulei, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie desfăcut partea de jos pentru a strânge șurubul. Deci ea vine direct cu șurubul strâns la cuplu, cum v-am spus, și la 5 Nm, după care la 90 de grade se strânge. Asta este pompa originală de ulei de la BMW, care va veni montată aici, la care se adaugă sorbul care vine spălat și curățat, da? Bineînțeles, trebuie să o amorsăm și să o punem sus pe mașină. Așa că stați cu noi.
Am pregătit piesele de distribuție de la Nu 57, avem pompă de ulei originală, toate patinele originale, toate pinioanele originale, lanțuri și așa mai departe. Avem și un capac de culbutori în cutia asta, nou-nouț, original. Garniturile, piesele vechi le avem pe acolo, pe undeva, când le-am dat la o parte, nu le-am lăsat ca și la N47. Acum am apuc să-mi ung lanțurile și pinioanele și tot, ca să mă apuc să montez distribuția, să mă apuc să montez pompa de ulei și să gătăm și cu motorul ăsta și cu mașina să meargă perfect ca la carte. Așa că stați cu noi și hai să vedem cum o facem, ce-i facem și cum ne iasă lucrarea. Big up! Perfect, am în mână și lanțurile și acum ne apucăm de montaj la mașină. Așa că stați cu noi și hai să o facem impecabilă. Pompa de înalte și poziția la lanț. Ca să strâng întinzătoarele cu 20 de Nm. Ăsta este cuplu specificat de producător și bineînțeles să pun Loctite pe fiecare. Mai întâi le apropii, după care le strâng la cuplu dorit sau cuplu la care este specificat de producător. Noi folosim cuplu specificat de producător pentru toată treaba asta. Le apropiu mai întâi, să zic așa, le asamblez preliminar, după care o să strâng și pinionul la pompa de înalte la 65 de Nm cuplu. E14. Bun. Ține minte, 65 de Nm cuplu, da? Să ținem de motor să le strângem la 20. Șuruburile de la întinzător cu E8. Nu poate să coboare mai mult în jos. Iar în bloc, are la fel un ghidaj în care se înfiletează. Așa, același lucru este și la N47, și la fel, N47 cu N57 din punctul ăsta de vedere. Dar acum o să-l iau pe fiecare în parte, mai întâi o să-l scot pe ăsta să pun Loctite pe el, după care o să-l scot pe celălalt să pun Loctite pe el. Eu numai mine am aranjat preliminar. Foarte important să puneți Loctite pe toate șuruburile de la patine, mai ales pe astea, pentru că sunt închiuloase. Mai bine puneți mai mult ca să-l scoată afară decât să puneți prea puțin ca să-ți piardă ulei. Că dacă știți prea bine, dacă nu o să fie ăsta sigilat cum trebuie, o să piardă ulei pe la șuruburile de la întinzătoare, de la patine din chiuloasă. Am pus toată distribuția, acum mă apuc să montez capacul, cum ați văzut și la N47. Montez capacul din spate de la distribuție, preliminar, da? Preliminar ce înseamnă? Că îl montez pentru a mă ghida la a-mi pune distribuția la semn. Pentru că și pe aceasta am tras-o 45 de grade de la semn, am aruncat-o. Ca să iasă totul perfect, trebuie să o arunc, să o montez înapoi, să o trag la semn și să o învârt cu mâna, să fiu sigur că a ieșit perfect. Așa că, hai să vedem cum iasă. După care asta vine aici montată. Uite așa. Așa. Bun, după care două șuruburi de la ea se iau, se bagă aici. Se strânge. We'll be right back.
montat și sorbul pe noua pompă de ulei. Am montat sorbul, da, puteți vedea. Totul este impecabil, totul este curățat. Acum vreau să amorsez pompa de ulei la rece, adică să aibă deja în momentul în care mașina învârte, să aibă deja ulei în ea ca să poate să-l urce sus, să nu pornească motorul pe sec. Bineînțeles că el va veni învârtit la mână ca să se amorseze pe banc, cum s-ar spune, da, deci chiar și fără capac la culbutori, va veni învârtit ca mașina să-și tragă ulei peste tot. Noi vom pune motorul sus cu ulei deja în motor, da, pentru că nu are pe unde să curgă și așa mai departe. Și atunci, ca să fie totul perfect, noi o să băgăm ulei în pompa de ulei să-și tragă ca să poată să fie deja amorsată, să fie deja cu ulei în ea. Am pus și garnitura nouă la capacul de la distribuție. Perfect. S-a montat și capacul din spate de la distribuție, pe care îl vom strânge, după care vom monta baia de ulei. Are foarte mult aluminiu. Șansele de a strânge șurubul strâmb sunt foarte mari, pentru că șuruburile se ghidează prin garnitura de aluminiu și atunci trebuie să aveți mare grijă când puneți baia de ulei. Foarte mare grijă. Acum se strâng și șuruburile la baia de ulei cu 25 de Nm cub, după care băgăm capacul de culbutori și apoi dăm cu motorul sus la locul lui. Ne-a venit și capacul de culbutor original pe ambele. Acum îl desfacem, îl demontăm, îl dezechipăm și îl ciocănim pe mașină. Hai să vedem ce ciocănim aici. Ce avem, ce n-avem? Uai! Uai! Capac de culbutor original BMW, nou-nouț, cu garnitura gata montată pe el. Hai să ciocănim pe motor și biga! Am gătat de montat și instalația electrică pe acest N57D30A, adică prima generație, cel de 245 de cai. Am montat instalația, acum urmează ca Radu să pregătească injectoarele, să le curețe, să le pună și ei noi, să le ungă cu vazelină specială, ca apoi să le montăm, să ridicăm motorul Macara și să-l punem sus pe mașină. Așa că stați cu noi că-i dăm cheie imediat, să auzim cum se aude, hai să-l ciocănim, să vedem cum merge și biga! Ca și la N47 și v-am mai tot explicat și vă explic și acum ca să știți neapărat. Deci, se strânge mai întâi conductele de la injectoare, după care la final injectoarele se strâng la 26 de Nm. Da? Deci prima dată strâng conductele de injectoare, după care la final strâng injectoarele cu 26 de Nm cuplu în motor și așa vor rămâne. Ca să știți asta neapărat, că la injectoare mai umblați pe acasă, le mai faceți și voi. Cum o să vă mai arăt și la mașina mea, la M4, la ursuleț, la pisicuță, la mai
mai multe, că o să mai facem fel și fel de lucrări și o să vă mai explic, că acum tot motoare v-am arătat, toată lumea a dat un feedback bun, o să vă mai arăt și alte lucrări, gen o să facem tobe de eșapament și așa mai departe. Vom avea foarte multe surprize anul ăsta pe vlog, cu ursulețul, cu pisica, cu M4 și așa mai departe. Nu uitați, tot timpul dați acolo clopoțelul, dați un subscribe și pe Alex Linuță Jos Drocoding, dați-ne un follow, că avem content bun și o să vă placă ceea ce vedeți. Hai să vedem cum iasă și mașina asta. După ce am schimbat pompa de ulei și tot, ca să amorsăm pompa de ulei, am turnat ulei în ea și am învârtit-o pe loc, după care am pus-o sus pe mașină, dar ați văzut în video. Iar acum învârt motorul la mână până își mai trage ulei peste tot în el, pentru a fi sigur că în momentul în care îl pornim are deja ulei pe distribuție și așa mai departe. Da? Deci de asta îl învârtim acum la cheie. La blidul cum ia să filmează, să vadă oamenii cum a ieșit aerul de pe instalație. Da. L-am pornit, l-am asamblat, l-am pregătit, acum mergem să facem cosmetizarea la motor, da? Deci asta este a doua zi, ce ați văzut în video ăsta, ați văzut exact două zile de lucru. Mașina este gata, merge la cosmetizare și după aia este gata de a fi predată clientului. Așa că stați cu noi și biga! Am ajuns să facem și diagnoză la X570, acum i-am făcut o diagnoză care urmează să resetăm toate erorile, pentru că mașina a avut cablajele din calculator scoase. Îi facem o resetare de erori, după care lăsăm mașina în pace, o să o predăm clientului. Haideți să vedem ce erori mai avem și cam asta este. Hei, salut și biga! Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi în care ați văzut acest BMW E70 cu motor de 3 litri, un N57D30A. Ce am făcut? Cum ați văzut și voi, am făcut așa, am schimbat distribuția, am schimbat toate garniturile de la mașină, am înlocuit pompa de ulei cu una originală și am pus un capac nou de culbutor. Cam așa arată lucrarea finală, o lucrare care a durat 2 zile. Puteți vedea compartimentul motor complet cosmetizat, motorul a fost dat jos, toate garniturile și lichidele au fost înlocuite, iar restul de piese au fost verificate. Sper că v-a plăcut foarte, foarte mult, pentru că o să mai facem vloguri de genul ăsta, cum ați văzut și în vlogurile trecute, când am făcut distribuție la N47, cum am înlocuit motoare și așa mai departe. Pe următorul vlog să vă arătăm E30-ul, cum l-am restaurat, cum l-am modificat pentru voi, pentru că la 15.000 de abonați o să primiți o mașină cadou. Și nu orice mașină, este vorba de BMW E30 în varianta combi. Nu în ultimul rând,
Din partea mea aveți reducere fetcar vertical 10% la orice raport faceți. Aveți în descriere linkul către reducere și nu uitați să-mi dați un like, un share, comment pe YouTube, aici pe hashtag brocoding, să apăsați clopoțelul, clar, asta înseamnă că ne susțineți. Oricum vă mulțumesc foarte, foarte mult că ne scrieți comentarii frumoase, ne dați idei, ne spuneți părerea voastră și că stați alături de noi. Eu vă respect, vă salut, Alex Nuță Jos Brocoding pe Instagram, încă o dată big up și much respect!